Citește jocul înscris. Vrei să citești jocul? Da! Rexio a apucat bagheta. Merită de vrajă, gâsca a gâgâit, s-a zbătut și s-a împrăștiat în aer. Rexio a învins. Învingând gâsca misterioasă, Rexio a ajuns la un debarcader liniștit. Aparent liniștit. Hau, 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 hau. Salut, sunt Balauro Cârtița. Întreabă de gâsca misterioasă. Hau, 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 hau. O, bine că ai gonit-o. S-a năpustit asupra potențialilor mei clienți. Nu am idee când și cum m-a nimerit aici. Nu era și brusc a răsărit din pământ. Întreabă-l cine este. Hau, 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 hau. Mă numesc toți pur și simplu Balauro Cârtița. Mă ocup cu transportul fluvial. Transport pasageri și câteodată mărfuri. Din păcate mi-a expirat licența. Întreabă-l despre licență. Hau? Mi-a expirat, cum ți-am mai spus, licența. Trebuie să mă duc la primărie și să o reînnoiesc. Din păcate dimensiunile mele mari nu-mi permit să intru în primărie. Oh, un client. Clientul nostru. Oh, oh, oh! Cineva să le libereze pe bietul Cretes. Oh, oh, oh! Următorul porcel. Eliberează-mă din acest iad de birocrație. A văzut cineva stiloul meu? Oh, oh, oh. Licența pentru domnul Balauro Cârtița? Eliberează-l pe Cretes al tău. Aici. A văzut cineva stiloul meu? Fără stilou pot semna. Eliberează-mă din acest iad de birocrație. Balauro Cârtița? Desigur. Mă mir că nu a obosit singur aici. A văzut cineva stiloul meu? Fără stilou pot semna. Eliberează-l pe Cretes al tău. Pentru domnul Balauro Cârtița? Desigur. Mă mir că nu a obosit singur aici. Dar atât te rog mult, te rog. Eliberează. Salut, salut! Sunt Alciomic, alchimist. Cu ce vă pot ajuta? Lichidul pentru micșorarea ireversibilă a dimensiunilor? Poate și pentru creșterea mustăților.
Și în loc de asta, atenție, piatra verde pentru strângerea de mână. Hau-hau. Nu, poate un papagal norvegian azuriu. Ei bine, mă predau. Nu știu din ce se face lichidul pentru micșorarea ireversibilă a indivizilor. Din lobodă? Dar nu am lobodă. Poate totuși luați papagalul? Dar sunteți încăpățânați. Ei bine, dacă veți obține lobodă, voi încerca să vă ajut. Mulțumit? Wow. Loboda crește în susul râului. Dacă vă veți înțelege cu această balauro-cârtiță, poate... Blestemată birocrație! Hau! Oh, hei! Mi-ai rezolvat licența! Îți sunt îndatorat, Rexio! Roagă-l să te ia în susul râului după lobodă! Hau! Problema e limpede! Te duci în susul râului după lobodă! Arată-mi! Imediat îți voi explica cum să mă conduci! Vom zbura un timp aici pentru a putea să te învăț cum să mă conduci. Folosește spațiul pentru a da din arii. Sunt bun și la stropit. Folosește mouse-ul pentru a-mi indica ținta. Și dă click pentru a stropi. Vom zbura în jurul vulcanilor. Stropitul e bun pentru a stinge focul pe drum. Mă tem că mă aprind. Mai bine ne scufundăm. Adu-ți aminte, dacă vrei să iau cât mai multă apă, zboară jos deasupra pământului și spune-mi să-mi cufund capul. Sper că sunt gata. Să mergem! Mă tem că mă aprind. Mai bine ne scufundăm! Ard! 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 Aua! Aua! Ard! Ard!
ard! Ei, suntem, ia Loboda și să ne întoarcem. Să zburăm pe altă rută, poate va fi mai ușor. Mă tem că mă aprind. Mai bine ne scufundăm. Văd portul! Am reușit! Oh, un client! Clientul nostru, stăpânul nostru! Piatra filozofală, dragostea lui Sisif și altele. Cumpără două, a treia e gratis. Cele mai bune elixiruri, lichide, infuzii și supe magice. Cele mai bune elixiruri, lichide, infuzii și supe magice. Lichid pentru creștere, amice, numai alciomic. Salut, salut, papagalul norvegian auriu. A, dumneavoastră, si teie cu Loboda asta. Hau, 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 hau. Ei bine, cercetări, experimente în fizică. Poate ies ceva bănuți, vreo 30.000 de euro plus TVA. Vă rugăm să vă mai înscrieți pentru o jumătate de an. Hau, 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 hau. Vă rog, domnule, dacă nu vă place oferta mea, asta este cheia. Puteți să vă duceți în pivniță și să vedeți singur elixirul. Pf, succes, bla bla. Și încercați să vorbiți mai puțin. Brusc. Rexio a apucat bagheta. Rexio a simțit că se învârte lumea cu el. Știa că a pierdut duelul. Rexio, deșteaptă-te! Rexio a apucat bagheta. Rexio a simțit că se învârte lumea cu el. Știa că a pierdut duelul. Rexio, deșteaptă-te! Rexio a intrat în pivnița alchimistului cu hotărârea fermă de a cere elixirul micșorării veșnice.
pană de pasăre Phoenix. Un pantof vechi. Nisip, prăjitură. Orz. Rexio a privit aparatul. Simbolurile de pe prubete se potriveau. Ce componenți trebuie introduși în ele? Cârdul vesel de păsări Dodo s-a oferit să participe la experiment. Loc pentru lobodă. Pânză de orz. Pânză de pană de pasăre Phoenix. Orz. Pânză de păianjen. Nisip. Un pantof vechi. Orz. Nisip. Prăjitură. Orz. Liliac. Orz. În sfârșit, după nenumărate experimente, elixirul a fost gata. Ținem pasă, mai întâi mi-a dispărut cățelul, iar acum o cărtiță ne-a dărâmat primăria. Hau, 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 hau! Elixir din lobodă toarnă direct în iarbă, Rexio. Ua, dar ce gaură în această primărie! La capătul coridorului întunecos se afla o mașină care, la vederea lui Rexio, a grăit portița. Sunt portița. Spune parola de acces la ziduri. Dacă nu știi parola, nu mă mai bate la cap. Văd că ești gata să înveți o nouă vrajă. Somn. O alegere înțeleaptă. Te invit la manechin. Iată simbolul vrăjii ofensive Somn. Adversarul nimerit de ea va adormi în timpul duelului. Perfect! Mai încearcă o dată! Nu ești încă pregătit să înveți o altă vrajă. Rexio s-a hotărât să se cațere pe platoul de deasupra orașului, când deodată... Rexio a apucat bagheta. Oh,
Merită de vrajă, gâsca a gâlit, s-a zbătut și s-a împrăștiat în aer. Rexio a învins. Înfruntându-se cu gâsca, Rexio a intrat în turnul care străjuia orașul Magix. Salut, salut! Bine ați venit pe meteoroportul nostru! Negoț, negoț perfect! Te rog, uite-te la marfa mea! La fiecare mătură zburătoare, un făraș gratis! Oh, o alegere perfectă! Mânerul de mahon, păr de bursuc, prețul numai 900. Bambus 2000 nu e o mătură proastă. E puțin cam nefolosită, dar... Oh, aveți ochi! Este o mătură solidă, băț de abanos care se termină cu o mustață de somn, numai pentru dumneavoastră 14.900. Ua, dar ce... Da, avem aici ofertă de muncă. Sunt agățate la panoul cu amintiri. Dacă sunteți interesat de vreo ofertă, vă rog să o duceți la angajator. Guldric Gryffindus oferă un premiu în valoare de 500 de monede de aur pentru găsirea cheiței de la pivniță. Burector Mateus va plăti 500 de monede de aur aceluia care va opri păsările haosului. Ua! Nu ești încă pregătit să înveți o altă vrajă. Te apuci de treabă, Rexio? Ascultă deci, ofer 500 de monede de aur pentru cheia de la pivnița universității. Aici e exact ca la Sopot. Rexio a apucat bagheta. Merită de vrajă, gâsca a gâlit, s-a zbătut și s-a împrăștiat în aer. Rexio a învins. Aici e exact ca la Sopot.
Unde mă duce Rexio? Sunt aici! Oh, am ajuns! Înregistrează nivel. Vrei să înregistrezi? Da! E. Vrei? Da!